făcea plină ce spunea mereu, întotdeauna să ai grijă. Există lume bine, dar și rău. El merg ades să văd pe mama. Oleg Buzatu a reușit să atingă coarda sensibilă a celor ce și-au pierdut tatăl prin melodia Tata, pe care recent a lansat-o. Mai multe detalii despre cum a luat naștere producția muzicală aflăm chiar de la interpret. Linia melodică a fost scrisă de mine, compoziția muzicală. Textul a fost scris de o doamnă minunată din la mine, din localitate. Sunt din satul Palatina, raionul Glodin, doamna Maria Guțuleac. De acum s-a muncit în studio. La realizarea videoclipului am colaborat cu un băiat talentat, un bun prieten de-al meu, Eduard Carp. De orice am apelat la serviciile dumnealui, că am mai colaborat recent, ceva în trecut, la o piesă etno de repertoriul meu, piesă de petrecere. Și chiar a rămas uimit în sensul frumos al cuvântului. Locația s-a filmat în satul Dunici, casa muzeului Alexandru Dunici. O gazdă foarte primitoare, am fost primiți foarte bine și am căutat o locație anume să meargă în stil retro, să aducem o imagine retro la acest produs. Și iată că am rămas mulțumit de rezultat. Și iată că s-a ajuns la un rezultat pozitiv. Avem, deoarece avem două zile când s-a lansat videoclip, avem un feedback bunișor și sper să meargă bine. S-au filmat în acest videoclip, acest produs al meu, am fost mândru că s-a filmat și doamna Gabi Lungul, directoarea Teatrului Guguță, un băiat foarte talentat, Valentin Zuza, tot un actor, are un viitor foarte luminos băiatul ăsta. În rolul de tată a fost Dumitru Stârcu, un bun prieten de-al meu, care s-a încadrat și el în rol. Și în rolul de copilul mic a fost un vecin de-al meu, Octavian Țâmbălaru, un băiețel foarte talentat, el mai are practică, deoarece s-a filmat ceva timp în urmă, într-un videoclip de-al meu. Filmările au decurs foarte bine, dar a fost o problemă că se deconecta lumina, deoarece proiectoarele consum foarte multă energie. Și asta, au mai fost probleme cu Octavian, că a început s-a umplut de emoții pozitive și a început să plângă. Și asta nu, rezultatul, Eduard a prins aceste momente minunate, chiar și a prins bine și în videoclip, în scenele videoclipului. S-a ajuns la un rezultat pozitiv, deoarece avem două zile când s-a lansat videoclipul, avem un feedback bunișor și sper să meargă bine. Piesa este una autobiografică și redă starea sufletească a unui copil rămas fără tată. În urma lansării videoclipului, chiar am fost contactat și de mama, de surorile mele, de frate, de rude. Chiar le-a plăcut mesajul și au rămas emoționat. Mulți prieteni de pe site-uri socializare care au trecut prin aceeași soartă, chiar m-au contactat telefonic și plângeau. Ai lăsat un mesaj foarte profund. Piesa Tata are o tematică particulară ce ține de copilăria mea. Deoarece la vârsta de 6 ani am rămas fără tată, am fost petrecut de mama la școală, singurică, și practic am trăit alături de ea aceste momente grele. Totodată aș vrea să încurajez toți telespectatorii, tot publicul, că, cu aceste fraze minunate, că de undeva departe, de acolo de sus, tata mereu ne vechează și mereu ne ajută. Eu tot m-am împăcat cu acest cânt și chiar mi-a mers în viață. Au fost momente în viață că am avut nevoie de sprijin, dar am avut un unchi care a fost mereu alături de mine și m-a susținut, mi-a dat și sfaturi. Chiar astăzi dimineața am fost la o emisiune care m-a sunat, mi-a zis colegul, uite, ai făcut aceea, trebuie să corectez. Și mulțumesc lui, mereu mi-a fost alături Dumnezeu. Mama, clar, cum a susținut. Acum am o familie frumoasă care am un sprijin foarte bun de la soția mea, de la copii. Mă susțin în ceea ce fac mereu. Mama mereu a fost sprijinul meu. Ea este și îngerul meu păzitor. Ea este chiar și legată de cariera muzicală. Ea este și cel mai mare critic al meu.
Aș vrea să dau telespectatorilor un mesaj, cei care au trecut prin această soartă, un mesaj pozitiv. Dragii mei, de acolo de sus, eu cred că tata mereu ne va vegea, mereu ne va fi sprijinul casei și gospodăriei noastre, familiei noastre, chiar și la nepoții noștri. Și un mesaj pentru acei părinți care, cu părere de rău, au trecut pe multe probleme și și-au abandonat copiii. Să nu lăsați niciodată copiii singuri. O, cât de dor mi-e de tine și cât de mult aș vrea să fii, când plâng alătura de mine, cu mâna ta să mă mângâi. Interpretul lucrează la încă două melodii și și-a propus ca în perioada următoare să le lanseze. În timp apropiat doresc să lansez încă două videoclipuri. În repertoriul meu am piesă Mireasa, se intitulează, la care vreau să-i dau și haine video. Și de acum voi lansa o piesă de petrecere, care se va intitula Jocul Moldovin. Sper să fie prindă bine la public și aceea va fi mesajul pozitiv de acum. Am scând de durere, dar am scând de petrecere pentru moldovenii noștri și cei care plecați pe ștecotare și chiar care sunt în țară. Și dacă tot suntem în săptămâna patimilor și se apropie cea mai solemnă și îmbucurătoare sărbătoare, Învierea Domnului, cântărețul a adresat un mesaj cu această ocazie tuturor telespectatorilor. Aș vrea să urez tuturor telespectatorilor postului Busuioc TV sărbători fericite, pascale, să le doresc multă sănătate, bucurie și fi ca barca vieții să vă duc la cel mai fericit mal și mereu în paza Domnului să fiți. Încerc să-i spun să nu mai plângă, căci să te întorci nu mai ai cum, dar inima îmi este frântă, în cale tu nu mergi acum.